Am intrat în App Store și am vrut și eu să văd ce jocuri să mai filmez, nu știu ce jocuri, ia să mă uit și eu pe App Store ce jocuri mai sunt la recomandate. Și mi-a apărut My Riddle Shop. Bă, hai să descarc să văd. Și mi-zice să selectez limba și după mi-arată asta. O mică povestioară. Ok. Hai să o citim, să mai discutăm. Deci, te muci într-un alt oraș și te așteaptă o grămadă de aventuri. Dar ce? Ia să vedem. Spre surprinderea ta, alimentele de aici nu au calitatea și prospecimea cu care ești obișnuit. Iată șansa ta. Uolu. Și deschide o afacere. Lidl. Cât de frecvent mergeți voi la Lidl? Să-mi spuneți în comentarii. Sau dacă aveți Lidl în oraș. Pornește o afacere și deschizi un stand cu alimente proaspete. Obiectivul tău, calitate, Lidl pentru toată lumea, inclusiv în noul tău oraș. Păi da, păi de ce nu? De băgăm mai chimicale, mai moare un om de acolo. Mai un inspector, mai ceva. Se încarcă. N-am mai pot să că trebuie să mai fac și eu niște, că trebuie să fac și eu, să-mi continui și eu temele, că avem ceva teme la școală. Anyway. Bine ai venit, ce bine că ești aici și că vrei să îmbogățești acest loc cu produse proaspete și delicioase. Eu sunt Luca Lidl și te voi însoci în aventura ta de supermarket. Dă clipe să începem, ok. Numele magazinului meu, hai să vedem. Mamă, Dălin Lidl. Mădălin's Lidl. Wow, ăsta nu e un Lidl, ăsta e casă de marcat, ceva de genul. Poate o să-l facem într-un Lidl, dar acum nu e Lidl, zic că eu cu toate astea care zice fructe și legume, alimente de bază, zic că e o piață. Da, hai, ce să cumpărăm așa prima dată? Hai să cumpărăm niște fructe și legume. A, uite, ne pune și unde să le punem, păi de ce nu? Hai să le punem lângă casă de marcat. Am cumpărat și mere pentru acel stand. Uite-te mai atent la primul tău client, dând click pe el, ok. Recompensă? Uite că ne dă și recompensă, păi de ce nu? Ați dă click pe omul ăsta. Barbu Bio. Fiecare client are alte preferințe. Cine conde ele, iar bara sa de dispoziție va rămâne verde. Ok. Uite, omul vrea niște ouă, dar n-avem ouă. Acest indicator îți arată ce este important pentru clientul tău și ce nu. Bla bla bla, curățenii. Bla bla bla. Aici, în funcție de tipologie, bla 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 bla. Acest produs este căutat în acest moment, semnul întrebării, produsul a fost găsit bif, produsul nu a fost găsit X, un X croș. Ok. Ok, nu mă interesește. Băulu! Hei, ce este? Bă, lasă-mă, mă, recompensa ta, lasă-mă. Bă, am văzut mizerii jos. A, uite, se poate curăța. Cream că trebuie să-l cumpărăm un coș de gunoi de aici. Ou, n-ai găsit ou, stai că cumpărăm și ou, stai liniștit. Femeie. Doamnă. Hai că cumpărăm tot ce trebuie atunci. Cumpărăm și produse de patiserie. Uite așa, lângă casa de marca, frumos, elegant cât de cât. Ok, hai să le punem și pe aici. Asta, flori și plante aici. Bă, am luat tot ce trebuie. Ce sunt astea? Modernizare? Să le modernizez. Mă scuzați. Ce aici? A, trebuie să le punem înapoi. Păi da, mă, ca să nu sunt infinite.
E mai și golesc. A îndeplinit sarcina, cumpărături complete. Ok. Hai să mai cumpărăm niște pâine. La mere. N-am dat niciun bani așa. Ok. Aici la flori nimic. Nu o să le modernizez acum. O să mă uit la misiune, dar unde mă uit? Aici? Sarcine aici. Uite-te mai atent la primul tău client în dând clipul ăla. Păi am făcut asta. Ne-am mai spus o dată, bă! Clientul tău iubește cel mai mult aceste trei produse. Ce trei produse? Ce trei produse? Aici pot vedea de câte ori a fost vândut fiecare produs și dacă este apreciat mai mult decât de copii adulți sau persoane în vârstă. Ok, portocaliu, what the fuck, daltonistul naibii. Albastru copii, portocaliu adulci, roșu și cu un baston în mână, persoane în vârstă. Bă, dar am dat seama după înălcime și culoare. Ok, nu după culoare, după înălcime și după starea lor. Adică dacă ăsta are un baston, îți dai seama că e bătrân. Uhu, Nicoleta! Ai găsit ce ai vrut? Ok. Bă, ăsta filmează? Filmează, că mă speria. Bă, hai că devine jocul frumos. Frumușel. Ce sunt ăștia? Ban Lidl? Puncte Lidl? Ce sunt? Am auzit că cu banii, punctele alea ce-o fi la Lidl, poți să-ți cumperi... De-astea decorațiuni, chestii, trestii, boostere, baxteroizi în magazin. What the fuck, ce logică are? Ce logică are steroizi cu Lucio în magazin? A face bani într-un magazin mai repede. Bă, dar lăsați și voi ouăle astea. Ce faceți? Adică voi le cumpărați? Adică noi dăm banii pe ele, voi le cumpărați. Adică la noi vine marfa, voi le cumpărați și vă le dați pe jos. Ok, omul mai greșește, dar nici chiar așa. Așa se întâmplă des și la magazinul în care vă duceți voi, se sparg ouă. Bă, dar ce se culesc, mă, astea atât de repede fructele astea? Merele. Aici impecabil. Ce sarcini mai avem? Ce sarcini mai avem? Modernizează oraș și crește capacitatea, adică să facă asta? Facă dacă tu... adică să mai fac încă unul, că să-l fac mai mare, mă! Îl pun în fața lui. Ok? Pot să mai modernizez încă o dată? Adică să mai cumpăr încă unul, adică. Modernizare posibilă în curând. Mai tot cumpărăm mere. Și acolo pâine. Lăsați ouăle alea. Nu vedem ce mai facem. Fructe și legume. Am modernizat deja. De ce să mai fac una? Am modernizat. Bă, și de ce am cumpărat încă una? Poate am apăsat pe magazinul ăla și n-am apăsat pe modernizare. Meri să o vând pe aia? Cred că da. O vând, ia banii înapoi. Vreau banii înapoi. Atunci niște ouă cumpărate aici, niște flori, bă, dar ce scumpe sunt florile, bă. Și nici nu s-au terminat de tot, florile. Bă, cum s-au terminat, mă, astea? What? Ce-i copacul ăsta? Sunt bani? Bani de la Lidl? Lăsați, mă, astea, mă. Uite-mă, de copaci. Căutăm plicopaci, suntem săraci. Oare mai puțin. Dar nu prea.
gente. Vai abrir no campo de filhão. Nicole, tá na rua. Da mea asta se pare că s-a întors fericit la magazin. O găsit ce-a vrut. Ăsta doar un măr. Știi, fericit? A, listă de cumpărături. Un măr, da, văd că are pâine, are de alea. În sacoșa lui. Și doamna asta la fel, poate așa e animația. Ne, păi cine mai face animația? Oricum, băiecești la Lidl, care a făcut jocul, sunt și ocupați cu alte magazine de ei. Chiar și dacă o venit toată așa, trebuie să facă un joc. Acum ce fac? Modernizează-ți casa de marca și încasează bani de la mai mulți clienți. Tu catar, tata, vreau acum. Și nu-l copiez pe aia, Pink. Dar cum fac asta? Cum fac asta? E mai jos pe aici? Nu, e nicăieri. Păi cum o modernizez? Așa, te costă 250. Ia, primești 500. Ia, îți fac cadou prima ta monedă, că știi că primele produse de bonus de la bunosumat. Unde? A, aici. Stai la că am văzut ceva, am văzut ceva, am văzut ceva, am văzut ceva! Nu mai sunt ouă. Am văzut ceva, am văzut ceva, nu mai sunt ouă. Nu mai sunt nici mere, nici pâine, bă, dar cum ți-i gulești, mă, atât de repede? La flori? Mai cumpăr câteva. Nu spune că s-au terminat și merele astea câteva. Bonusomat. Pariuri! Brrr! Hă? Am primit 2 gheață. 2 cuburi de gheață. Și asta ce e? Gheață sau cristal? Un cub de cristal? Nu știu ce ăla. Detectivul codurilor de bare. Nu vreau. A, cred că aia să iau produs. Să scanez. N-aș mai văd. Pot să mai modernizez casa de marcat? Că văd că am că primim ceva bănuți. Ce e aici? Cum am... Așa râs babele. Cred că ăștia le-a înregistrat o babă de acolo. Ăsta... Zic că e malefic, zic că auzi și fui tot magazinul și nu mai dai banii înapoi. După fața lui, cred că și aia, cred că s-a întâmplat asta. Rodi, doctor Dorin, aia mă, ce mă, doctor? Ce doctorat are? Pâine, mai punem pâine. Hai să vedem ce sarcini mai avem. Deschide jocul detectivilor de bare. Bă, dar cum pun eu, bă, să nu vedeți casa pe aici? Bă, nu vreau să-mi vedeți facecam-ul, că la... Vizitează magazinul Little din apropiere, găsește rafturi produsele indicate. Rafturi produsele indicate, scanează cu aplicația codul de bare al produsului și câștigă o monedă virtuală. Mamă! Nu vreau! Nu vreau, numai ca să depletez sarcina vreau. Și după dau X, dacă se poate. A, gata! Ce scrie? Lista mea cu... Aoleu, ce să... Bă, dar chestia când la noi era așa, în rădic să da, n-avem Lidl. Sau poate avem și nu știu eu. Fursecuri pentru câini și ăla Lidl, ce-o fi zis? Ce-o fi zis? Dacă scanez un de ăla cu telefonul. Ce faci, mă, ăsta? Cred că așa se-ar gândi băieții la Lidl. Migdale, hrană pentru pistici, mamă. Bă, vedeți că... Aolo, nu facem reclamă. Lăsați, nu, am uitat. Am uitat, nu facem reclamă. Trebuie să tai aia pe filmare. Stați puțin. Gata, am revenit.
Ura a îndeplinit, bla bla bla, nu știu ce. Modernizare magazin. Ne ducem la alt magazin? Sau cum? Sau ce facem? Hai să vedem. Felicitări, ai trecut la următorul nivel. Acum ești fericitul proprietar al magazinului Mătu și Emma. Clienți noi. Măi, și interesează ce clienți noi avem. Măcar sunt clienți. Acum clienții tăi au acces la coșuri de cumpărături și pot achiziționa mai multe produse, dar normal să nu se ducă mâna goală. Pregătește să se întâmple un număr mai mare de clienți pentru că acum ai și o parcare. Mamă, dar de mașini de ce nu avem? Ai nevoie de mai mult ajutor? Aici poți să-ți mărești echipa. Yeah, boy. Stai puțin. Ce faci, nenea asta? E angajat, dar nostru a îndeplinit sarcina coordonare echipă. A, poate ăla care curăță și janitor, mă, nu știu cum se zice, mă, nu, om de servici, mă, om de servici, așa. Dar la noi numai om de servici, la curăță și magazinul. A, dacă n-am că ia și el banii din de acolo. Mamă, mai frumos el acum magazinul. Aoleu, dar e cam scump oleac. Băi, să mărești numărul de coșuri, te costă, ai de capul tău, nu-mi cumpăr. Aici, n-aș vrea să o măresc acum echipa. Ce sarcini, chestia ce sarcini avem acum? Aoleu, de ce-i pe dislike? De ce? De ce? Construiește un al doilea raft de fructe și legume pentru morcovi și oferă spre vânzare în același timp mere și morcovi. Păi am făcut aia odată, doar că am vândut-o la început de tot, am făcut-o din greșeală. Hai că cumpărăm altul. Unde punem? Mai spunem și noi aici. Putem spune și morcovi. Extindere, gamă de produse. Parcă vezi că ne arată acum o grămadă de produse gârl pe imagine. Nu mai vreau să mai fac reclamă. Aici vezi următoarele posibilități de deblocare. Extindere sortiment. Băi, și cum fac asta? Ok. A, trebuie să dau. Ai îndeplinit toate sarcinile din tutorial. Bă, nu mă părăsi. Mai vreau tutorial de la tine, că nu sunt professional gamer în My Little Shop. Acum poți să începi cu adevărat. În meniu vei găsi și alte sarcini pe care le poți îndeplini pentru a primi și alte recompense grozave. Păi și sarcini mai am? Că eu nu pot trăi fără sarcini. Sarcina zilei, investești o sumă de 2000. Ok, ușor asta, că ne apropiem de 2000. Chic și frumos, înfrumusețează magazinul cu un element decorativ. Păi și de un... Am dat X la sarcina aia. Ok. Altceva, o inimă pentru persoane în vârstă. Asigurează-te că 50 clienți de tipul persoane în vârstă părăsesc magazinul tău fericiți. Păi cum să nu părăsească magazinul fericiți? Că altfel îi fac eu fericiți. Aoleu, ăsta e magazin de tortură, nu... Ce n-ai găsit? Lactate, băuturi, aoleu, ce s-a dat, aoleu, tătică, hai băgăm și lactate, mai băgăm și lapte. Wow. Vacă. E frumos el jocul. Mai pentru copii, așa. Dar nu cred că mai vă uitați voi acum. Bă, câte minute am făcut? Hai să... Aoleo! Ok, s-a încheiat episodul 1. Hai că mai facem ceva minute. Să nu se lungească prea mult episodul. Mă, ce trece timpul. Ok. Îmi spune că am ieșit din modul tutorial, dar încă mai îmi explică cineva ceva. Le dau și o modernizare la toate. Ai, aoleu, dar cred că e cam scump oleac. Mai cumpăr un aliment ăsta de bază. Că văd că s-a băgat și altceva în afară de pâine. Bă, dar sunt cam...
Pot spun ouă și de astea. De albine. Miere, mă, de albine. Uite, un baba aia care n-a găsit miere de albine. Mai ai ceva să mai cumpăr un magazin? De ce nu pot da mai în jos? Hello? Bă! Acum vreau să dau mai jos. Lactate! Acum nu mai vreau lapte, Păi lactate la... Păi ce mai e în afară de lactate? A, arată cu alb negru. Și adică nu va fi... What the fuck? Nu mai vreau încă un magazin, trebuie să le vând iară. Fuck! Știi cum le vând, așa? Fuck, mi-am cheltuit banii pe nimic. Bun. Cam împrăștea magazinul, dar las. Îl facem noi mai frumos după ce mai umplem și noi din produse. După ce facem și noi ordine, că la văd că e doar casierul, cred. Bă, de ce calzi pe acolo? Că după mă rădănești și mai rău. Ce n-ai găsit? Nu o găsești la noi, acum. Mamă, dar ce las mă ăștia? Mamă, lor! Cam neatenți sunt clienții mei. No, și ce facem? Închim episodul. Ne vedem iar la un alt episod, că văd că l-am prelungit foarte, foarte mult. Deci, ne vedem la un următorul episod, când îl voi face, cam peste vreo 15 minute. Bye, bye!